Universitatea Națională de Muzică din București, președintele jurului, care va anunța cui îi vom atribui marele premiu și trofeul de cristal. Vă rog, doamna profesoară. Înainte de aceasta vreau să felicit toți concurenții care au venit la Lugoj. A fost un concurs foarte frumos. Eu sunt fericită și onorată că am participat din nou în juriu. Vreau să vă spun că și cei cu premiul 3, chiar și cu mențiuni, au avut o prestație meritorie. Sigur că mai sunt și emoții, trebuie să înțelegem. Ei sunt în diferite stadii de progres. Dar orice concurs înseamnă o etapă câștigată și un drumul lor către performanță. Așa că eu îi felicit pe toți. Revenind acum la ceea ce vă interesează, dar cum să spun, am vrut să spunem numai marele premiu și să nu felicităm și candidații și maestrilor, profesorii și părinții care se implică în condiții mai grele, să spunem, astăzi, pentru cultura muzicală a copiilor. Marele premiu și premiul de cristal, sau ce a spus domnul aici, directorul concursului, este acordat în urma deliberării elevii din clasa 5-a, Patricia Roșca. Concursul a fost cu public, deci o parte din dumneavoastră a fost prezenți și interesați. Este o foarte talentată pianistă, nu numai foarte avansată pentru clasa 5-a, dar care are o trăire la o intensitate extraordinară. Până la urmă, noi sigur că punem în balanță toate lucrurile în a oferi un premiu. Acuratețea textului muzical, calitatea stilistică și așa mai departe, arta pianistică cât este de evoluat. Dar atunci când există un foc interior și așa o trăire de o intensitate impresionantă, atunci și noi nu putem să nu reacționăm, să nu apreciem, să nu ne bucurăm că există astfel de copii. Felicitări și succese mai departe și ei și celorlalți. Cel pe domnul doctor Dan Picioban, președintele Rotary Clubului Iași, pentru a anunța misteriosul clip care o recompensează pe câștigătoarea marele premiu și a trofeului de cristal Clara Pea. Rugăm domnul doctor. Pentru atribuirea trofeului de cristal Clara Pea, îl invităm pe domnul preot Cristian Cervu, reprezentant al protopopiatului ortodox român Lugoj. Citesc și anumite sponsori fără de care n-am existat. Nu prea ai zâmbit. Ne bazăm pe biserică, pe biserici, pe diferite confesiuni, ceea ce e specific Lugojului. Un adevărat ecumenism confesional, cultural al Lugoj, un exemplu
pentru România și chiar pentru Europa. ONG-uri, multinaționale, persoane particulare, asociații culturale și așa mai departe. Foarte pe scurt de citesc. Presa. Haideți să începem cu presa. Actualitatea și actualitatea literară, TNTV, Nova FM, Redeșteptarea, Ziua de Vest și Go Media, care le-a pus la dispoziție diplomele și caietele program și afișele. Rotary Club Lugoj, ați văzut acordat mai de premiu. Honeywell Life Safety România, România SRL, importante premii. Go Media, despre care v-am spus, Protocopia Ortodox Romii Lugoj, Episcopia Greco-Catolică de Lugoj, Biserica Reformată Lugoj, Protopopiatul Romano-Catolic Lugoj, Biserica Baptistă Harul Lugoj, Ediția Muzica în Budapest, Ansamblul Cameral al Ecodului de Anub, care a ajutat la organizare, Asociația Compania Voluntar de Timișoara și trei hoteluri. Hotelul Tivoli, Lugoj, Hotelul Dacia Lugoj, Hotelul Speranța din Lugoj. Sper că n-am omis pe cineva. Mai sunt și persoane particulare. Îmi cer scuze dacă am omis pe cineva. Le mulțumim tuturor și sperăm să ne ajute nu pe noi în continuare, ci copiii. Viitorul, averea nației, fără de care ne-am stinge ca spiritualitate, ca limbă, ca tradiții, ca obiceiuri. Vă mulțumim pentru participare. Să sperăm că vom fi sănătoși și vom organiza și cea de-a 8-a ediție în 2020. Vă mulțumim pentru vizionare!